aici așa. Atunci Filip a luat, a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta și i-a propovăduit pe cine? L-a dus la cruce. Vreau să vă spun că nu există viață spirituală, nu există pocăință fără să ai momentul crucii cu Dumnezeu. Nu există nimic în viața aceasta spirituală dacă n-ai trecut pe la cruce. Cântăm noi o cântare la crucea de la dealul Golgotei. Doamne, vin să îngenunchez viața mea. Apostolul Pavel, sau haideți să ne uităm puțin în Faptele Apostolului, capitolul 2. Când Apostolul Petru începe să propovăduiască Evanghelia ca răspuns a revărsării Duhului Sfânt, acolo mesajul lui este unul cristocentric. El nu vorbește despre nimeni altceva decât despre Hristos. Știți de câte ori se referă la Hristos în anumite moduri? De cel puțin 15 ori. Mesaj cristocentric. Hristos totul în toți. Voi l-ați răstignit, Dumnezeu l-a înălțat, Dumnezeu a făcut asta cu El. El este Hristosul pe care voi l-ați răstignit. Pentru că mesajul lui Filip tot cristocentric era. Știți ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 2 cu 2? N-am vrut să știu între voi pe altcineva decât pe Hristos și pe El răstignit. Amin. Vreau să vă spun nu numai pentru ei, pentru fiecare din noi. Nu vrem să știm altceva între noi. Noi nimeni, noi nu suntem nimic. El e totul în biserica Lui, El e totul în viața noastră, El este totul în cer și pe pământ. Hristos, Dumnezeul nostru. Amin. În Romani, capitolul 6, este tratat așa de frumos cuvântul acesta despre Hristos și spune aici cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 3 din capitolul 6. Nu știți că toți câți am fost botezați în Hristos, am fost botezați în moartea Lui. Iată, fiecare din noi trebuie să ajungem acolo la cruce. Amin. Și știți ce trebuie să facem acolo? Să lăsăm firea, euul, pământul să se scuture și să moară. Fără să moară firea acolo, noi nu putem să înviem din nou. O va trăi aceeași fire. Și spuneam, bine, fratele Sami, cu durere o spunem că unii n-au fost născuți din nou. Cu durere o spunem că unii umblă fără certificat de naștere în biserici. Nu ăsta de la stat, nu de la primărie. Certificatul de naștere al lui Dumnezeu. Spunea duminica trecută fratele acesta Ion de la Altenstadt că mai mulți morți umblă pe drum decât în cimitir. Pentru că n-au fost născuți niciodată din nou. Și știți ceva? Ne vedem faptele. Era un tâlhar, tratează momentul acesta Luca, alăturat de celălalt cu care a avut multe în comun. Erau singurii justițiari până atunci. Erau oamenii care stăteau la drumul mare și pe cine prindea, îl jefuia și îl obora. Dar au ajuns la un moment dat la crucea lui Hristos. Stătea unul la stânga și unul la dreapta. Și când unul a încercat să batjocorească pe Domnul, celălalt știți ce a spus? Pentru noi este drept. Uitați cine vorbește de dreptate. Un tâlhar care până atunci nu a dat dreptate nimănui. Numai el avea dreptate. Pe toți care îi prindea, îi nenorocea. Pentru că el spunea, fac dreptate eu. De data aceasta la cruce, spune, noi, pentru noi e drept să murim. Noi, pentru noi e drept să tragem. Dar omul acesta este un sfânt. Știți ce vezi la cruce? Vezi ce este drept. Și vezi ce este nedrept.
la cruce de acolo, vedem cine suntem noi și cine e El. El s-a văzut cine e El și apoi l-a văzut pe Sfântul lui Israel. Și știți ce spune? Doamne, eu acum am văzut ce-i drept. Când vei veni în împărăția Ta, adu-ți aminte. Și Domnul nu se uită la ranele Lui, nu se uită la suferințe, nu se uită la bajocure. Și parcă mi-l imaginez cu ochii senini, plini de bucurie, spune, adevărat îți spun că azi vei fi cu mine în Rai. Dragul meu, primul rod al Domnului nu a fost un sfânt. Nu a fost nici măcar Zacheu, care s-a gândit că vrea să-l vadă. A fost unul dintre cei mai decăzuți oameni. Și dacă astăzi trebuie să credem în puterea lui Dumnezeu, tocmai pentru aceasta trebuie să credem. Pe cei mai nenorociți se ridică Dumnezeu de jos. Nu a convins nimeni pe apostolul Pavel. Nu l-a convins nimeni, nici nu putea, era doctor în teologie. Nu putea să-l convingă și să-l predice nimeni, că e imediat să dea răspunsul pe loc înapoi. Dar s-a întâlnit cu Domnul și a spus, pentru ce mă răstignești, pentru ce mă prigonești? Și acolo, omul acesta l-a cunoscut pe Dumnezeu. Numai Domnul Iisus putea să-l evanghelizeze pe el. Pentru că la cruce, Domnul are puterea mântuirii. Domnul să ne ajute pe toți, dacă n-am trecut încă pe acolo, să trecem pe la cruce. O, adevărat este cuvântul care spune Domnul Iisus în Ioan 10 cu 7, eu sunt ușa oilor. Amin. De ce? Numai jertfa Lui, numai prin jertfa Lui, noi ajungem în cer. Lăudat să fie numele Lui. Un al doilea moment este un moment cu caracter de confruntare. Omul acesta o luat și o citit. Și citește despre faptul că Domnul Iisus a luat păcatul omenirii și l-a luat pe ale Lui. Și în momentul acesta, Filip pleacă de la cuvântul acesta și spune, eu știu că tu ai dorință. Mulți au dorință să-L cunoască pe Dumnezeu. Și ortodoxii se duc la biserică, unii chiar sinceri. Și noi câteodată ne ducem la biserică sinceri să-L cunoaștem. Câteodată reușim să mai cunoaștem câte o părticică din El. Câteodată reușim să plecăm poate mai triști ca înainte. Și nu știu de ce, pentru că toată problema tot la noi este. Dar El este confruntat. Și uitați-vă și în fapte 2, confruntarea e mare. Voi l-ați răstignit. Și omul acesta își asumă vina lui, faptele lui. Pentru că citea în Isaia și a citit versetul 4, 5, 6, 7 și a văzut că Dumnezeu din cer n-a trimis un om, n-a trimis un înger, l-a trimis pe însuși Fiul Lui să moară pentru El și pentru noi. Lăudat să fie numele Lui. Aleluia! Vreau să vă spun ceva. În viață nu faci nimic până nu ești confruntat. Când ești confruntat și accepți că ai o problemă, abia atunci poți fi ajutat. Până atunci nu poți. Sunt atâția drogați. Le spui că au o problemă și nu te cred. Ei spun că tu ai o problemă. Sunt atâția care au deraiat mental. Știți la cine e problema? Nu la ei. Ei sunt normali. Noi suntem anormali. Până nu accepți că ai o problemă, nu vei accepta să fii ajutat. Sunt oameni care fac rău în fiecare zi. Știți când spun că le pare rău? Când au ajuns în fața instanței. Abia acolo spune, Domne, așa este, am greșit, îmi pare rău. Până atunci nu se accepte niciodată. Din nefericire, pentru unii, este prea târziu. Spunea fratele Dragoș Croitorul că avea un cumnat. Și i-a spus, când te pocăiești? Zice, era bogat. Mai am un băiat să mă însor și nu vreau să-mi fac de rușine. După aceea îți promit, drăgușel, că mă pocăiesc. O simțit o durere într-o seară aici. Am ajuns la spital și a venit înapoi în patru scânduri. Vedeți? Nu s-a gândit că Dumnezeu e Cel care măsoară timpul.
Romani 6:23 ne spune că toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. În Efeseni 2:1, dacă ne uităm, ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu cine am fost noi și cine suntem. Uitați, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acestea și după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează în fiina neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară. Dragilor, de astăzi suntem noi și ei. De astăzi suntem noi și ei. Pentru că pocăiți, aici apare pocăința, pocăiți trăiesc altfel, trăiesc diferit. Între ei eram și noi adunare când trăiam în poftele firii pământești, când făceam voia firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Vedeți, există o linie de demarcație între trecut și viitor. Dacă n-ar mai exista graniță între biserică și lume, ar trebui să nu mai numim pocăința nimic. Dacă n-ar mai exista hotar, și mă uit că unele biserici deja strică granița, deja dărâmă hotarul, lasă gardurile mai jos, încep femeile să predice, în biserică mai multe sărbători decât rugăciune și tot așa mai departe, deja hotarul e jos tare. Și când nu mai este hotar, nu mai putem numi biserică. Lumea are un mod de trăi, dar noi suntem chemați să trăim astfel. Și Roman 3:12 spune, noaptea aproape trecut. Ce trebuie să facem noi? Să trăim frumos? Amin. Ca în timpul zilei. Doamne, ajută-ne! Amin. Și un al treilea moment, și apoi vom trece la actul botezului, este concentrat al treilea moment pe caracterul aplicativ. Degeaba mergem la cruce. Degeaba ajungem să constatăm și să ne confruntăm cu noi înșine. Și să ne dăm seama cine suntem dacă n-am aplicat nimic la viața noastră. Eu mi-l imaginez pe familie etiopian ascultând mesajul, auzind despre felul cum trebuie el să se pocăiască, despre felul cum trebuie să trăiască și se spune despre familie etiopian că s-a întors înapoi. Și-a plantat biserici în Etiopia. Ei, omul acesta era cu gândul la ce spune Filip, iar cu ochii era să vadă apa. Păi și eu ajuns cam la nivel acela. Cu ochii era să vadă apa, să vadă dacă poate să aplice la viața lui ceea ce însuși Domnul l-a făcut primul. Și-a spus, lasă Ioane, că trebuie să împlinim tot ce trebuie împlinit. Așadar, botezul nu este o invenție a baptiștilor. Ei au plecat de la botez. Baptizul înseamnă botez. Și asta a fost doctrina lor de bază, dar nu e a lor. Botezul nu e a lor. Botezul pocăinților a început Ioan și Domnul Iisus l-a împlinit prin el însuși ca să fie un model de viață pentru noi. Și omul acesta era caracterizat, era concentrat pe cunoaștere, dar în același timp ochii lui se uita să vadă dacă poate împlini cât mai repede împăcarea cu Dumnezeu și contractul cu El. Avem aplicații în Biblie a botezului și găsim în Faptele Apostolilor pe sutașul Corneliu. Găsim pe Lidia care s-a botezat, găsim pe Temnicer, îl găsim pe Crisp și alții care erau cu El. Oameni care s-au botezat pentru că botezul este mărturia unui cuget curat și este legământul care îl face omul cu gura, cu Dumnezeu. Fie că vreți, fie că nu vreți, legământul vostru este transmis nu la notariat, este în cer. Iar martorii sunt aici și cei primește Dumnezeu din cer și care privesc din cer jos. Și vreau să vă spun ceva astăzi, începeți un drum cu Dumnezeu. Aveți grijă ca finalul să fie unul fericit. Și să avem grijă fiecare din noi ca finalul drumului cu Dumnezeu să fie unul fericit. Botez facem peste tot pentru că ne-a dat Dumnezeu porunca. Povestea fratele Dragoș Cuitorul într-una din zile la biserica lui
Erau mai mulți care se botezau. Între ei era o tânără, Cati. 12 copii, mama pocăită tot, ea era ultima copilă care trebuia să mai boteze, așa cum este Andy ultima. Și fata asta îmbrăcată în alb, înainte să ajungă în apă, s-a dus să l-o prins pe tatăl ei, care nu era pocăit decât, și-a zis: tată, eu acum intru, nu te las până nu mergi cu mine în cer. Și tatăl stânjenit și-a dat jos ceasul de la mână și-a scos ce avea prin buzunare și-a dat haina jos și-a intrat cu ea în apă botezului și s-a botezat. Și în urmă lor încă 23 și-au dat ceasul jos și-au intrat în apă botezului. Pentru că o tânără s-a gândit: nu las pe nimeni de-al meu să piară, să fie toți cu mine. Este răspunsul părinților voștri la rugăciuni a bisericii. Și astăzi ne dorim să fiți modele în lume și în biserică. Amin. Și Domnul să vă ajute. Amin. În timp ce eu și fratele Marius vom merge să ne schimbăm, vă rog să vă ridicați. Cred că avem datoria să-i aducem înaintea Domnului, noi ca biserică. Sunt doi tineri care pleacă la drum împreună cu noi. Să ne rugăm ca Dumnezeu să le întărească picioarele. Amin. Să le dea o inimă de slujitori. Amin. Și știți voi mai bine ce să vă rugați. Noi vom merge și ne vom schimba, iar dumneavoastră îi susțineți în rugăciune și Domnul să ne ajute pe toți. Amin. Astăzi, în apa botezului, a intrat sora Diana. Sora Diana, ce vârstă Dumnezeu a rânduit să îți intre în viața ta? 18 ani. Vârsta de 18 ani. A hotărât să încheie legământ cu Dumnezeu. Aleluia. Aici, în fața marturilor văzuți și nevăzuți,
în fața fraților tăi și a celor din familie și în fața Domnului Iisus. Ce vrei să mărturisești despre El? Îl cunoști pe El? Da. Dacă îl cunoști pe El, cred că ai hotărât să-L și urmezi. Pentru cât timp vrei să-L urmezi pe Domnul Iisus? Ajutorul Domnului până la moarte. Aleluia. Crezi că Domnul Iisus a murit pentru tine și pentru păcatele tale? Da. Dacă crezi, noi, pe baza mărturisirii tale, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și Dumnezeu să te ajute să ții promisiunea până la capăt. Amin. Doamne, Doamne, vreau să te slujesc cât voi trăi. Drumul tău să-l urmez în fiecare zi. În ziua când la ce mă vei chema, sunt aici, Iisus, la dispoziția ta. Doamne, vreau să te slujesc cât voi trăi. Frate Andy, ce vârstă ai? 20 de ani. La vârsta de 20 de ani, fratele Andy a hotărât să-și încredințeze viața în mâna Domnului. El dorește de astăzi să meargă împreună cu Domnul spre cer. Este ultima bătălie a familiei Maftei. Sunt bătălii și de altfel, dar aceasta este ultima. Când ultimul copil vine aici în apa botezului să-L mărturisească pe Domnul. Frate Andy, crezi că Domnul ți-a iertat păcatele? Da, cred. Crezi că El este Mântuitorul tău personal? Da, cred. Până când vrei să-L slujești pe Domnul Iisus? Până la moarte. Domnul să-ți ajute, să-ți ajute și să-ți dea putere. Noi, pe baza mărturiei tale, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mă-ndrept spre cer să văd pe Domnul, să nu mai fiu un peregrin. Nu făceam să trec eu de-amor, se va sfârși. Amin.